Sorocenii de la Miclamare au venit aseară în cetatea Soroca ca să îl comemoreze pe domnitorul Moldovei. La 515 ani de la moartea voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a organizat în cetate un spectacol cu genericul Sfântul Ștefan cel Mare, atletul lui Hristos. În scenă au evoluat Constantin Bahrin, Ionica Stan, Veta Ghimpu Munteanu, Anatol Rudei și corul preoțesc misionar Mitropolit Visarion Puiu al Episcopiei de Bălți. Ridică-te, Ștefane, și vede-ți fii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Soboreza e importantă pentru neamul nostru și am vrut să fim cât mai mult, de fapt, să fim astăzi aici. Dar cât s-a trimis Dumnezeu, nu s-a speriat de ploaie sau adunat. E zi importantă. E o personalitate care merită să fie urmată de foarte mulți demnitari ai noștri de astăzi. Noi trebuie să avem un model, fiindcă poporul care are un model este cu verticalitate. Și atâta timp cât îl păstrăm ca model, atâta vom fi și noi. Având asemenea cetate și asemenea bisterie a raionului, n-am putut să nu venim. Și mai ales că cetățile pe Nistru au fost construite și poate terminate, frumos, chiar terminate și, de, în primul rând că vedem foarte multă lume bună cu idei, cu patriotism născut. Și acest lucru ne face mândre de raionul nostru. Suntem din comuna Parcova, sunt primarul comunii, am venit cu un grup de 25 de cetățeni, de sătenii mei, consilierii mei, care anul trecut suntem prima localitate care a declarat unirea cu țara mamă și astăzi am venit să comemorăm pe domnitorul nostru Ștefan cel Mare. Pe parcurs dintre 60 cetatea Soroca a fost aglomerat, a fost cu evenimente, în primul dedicate comunilor Ștefan cel Mare și Sfânt, a fost prezență. În primul rând au fost activități culturale religioase, cu prezența, vreau să spun, a Episcopiei de Bălți, cu prezența Episcopiei Moldovei. Deci este important că Ștefan cel Mare și Sfânt este comemorat aici la Soroca și vreau să remarc faptul că au fost prezenți artiști, au fost fragmente din spectacolele deci dedicate și cu tematica Ștefan cel Mare și Sfânt. Episcopul de Bălți, Antonie, spune că acest spectacol va deveni de acum încolo o tradiție. Ne-am dorit să-i aducem un omagiu Marelui Domnitor, anume în această cetate. Am invitat aici toată lumea de bună credință să ne bucurăm împreună la un spectacol de suflet, un spectacol creștin și românesc în același timp. Cei care sunt prezenți aici, o parte sunt din parohiile noastre, dar majoritatea sunt din Soroca. Invitația a fost făcută tuturor, în mod special în partea din nord, pentru că aici ne-am dorit să organizăm acest spectacol și mai mult decât atât, ne dorim ca acest spectacol să fie anual. Mă bucur faptul că anul acesta au fost mult mai mulți decât anii precedenți și a fost mult mai inimos, mai de la suflet și mă bucur că oamenii au venit și aduc aminte de Marele Voievod, de faptul de unde venim, de unde ne tragem și unde mergem. Ștefan cel Mare a fost cel mai remarcabil domnitor al Moldovei în perioada medievală. A domnit aproape jumătate de secol. A ridicat 47 de biserici și mănăstiri. Ștefan cel Mare, sau după canonizarea sa de către Biserica Ortodoxă Română, Ștefan cel Mare și Sfânt, a fost domnul Moldovei între anii 1457 și 1504.